Vă binecuvintez dragii mei și Mă bucur și astăzi că putem fi împreună și vă pot aduce o mică, o mică încurajare. Cât mă privește pe mine, am răcit și am răcit atât de rău. Gât azi dimineața când m-am trezit, mă durea capul foarte tare și în gât mă durea atât de tare încât nu știam ce să mai fac. M-am gândit, o fi COVID, nu fi COVID. Eu care m-am bătut cu pumnul în piept despre boala asta că nu mi-e frică de ea, zic, o fi, nu o fi. Eu nu știu ce este. În schimb, știu că în fiecare an, când se apropie sezonul să se răcească, un pic și să vină frigul. Știu că mă pregătesc, adică îmi iau de multe ori Coldrex, câte patru plicuri, unul dimineața, unul seara, cam două zile, două zile jumate, trei zile, depinde de de caz. Îmi iau uh, foarte mult usturoi, usturoi și arde iute. Zilele astea am mâncat și usturoi și arde iute, dar se pare că am fost slab în sistemul meu imunitar. Și ceea ce vreau să vă încurajez pe voi, dragii mei, este să nu vă înspăimântați. Nu vă tulburați și nu vă înspăimântați indiferent ce se întâmplă. Dacă inima ta este liberă și ai această încredere în Dumnezeu, indiferent cât va veni furtuna de mare, ai încredere că la cârma vieții tale este Dumnezeu. Și vei înțelege acest lucru după ce voi citi un scurt pasaj din Scriptură care vorbește foarte frumos despre valurile acestea care vin de multe ori. Haideți să citesc. Matei, capitolul 8, de la 23 la 27. Isus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică? Puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Amin. Ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Este cel ce a creat vânturile, este cel ce a creat marea, este cel ce a creat corpul tău. Este cel ce a pus în corpul tău un sistem care să poată lupta împotriva virusilor. Este cel ce a creat viețuitoarele acestui pământ. Este cel ce a spus să fie lumină și a fost lumină. Este cel ce a spus să fie un luminător care să lumineze peste zi. Este cel ce a spus să fie un luminitor care să lumineze peste noapte. Este Isus Hristos împreună cu Dumnezeu. El este cel pe care îl ascultă marea, vânturile, duhurile, se închină înaintea lui. Spune că se închină înaintea lui. Când satana s-a dus înaintea lui Dumnezeu cu privire la Iov, să-l părască pe Iov și să-l ceară pe Iov ca să-l cearnă, s-a închinat înaintea lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea se închină în fața acestui Dumnezeu. Și atunci când El se ridică în picioare, poate să îngenuncheze valul care a venit peste tine, care poate te-a tulburat, care poate te-a pus la pământ, care poate nu mai vezi nicio scăpare. Este Isus Hristos care, într-o clipă, poate să spună: Taci fără glas. De aceea vreau să ai în inima ta acest gând: că Isus Hristos este la cârma vieții tale dacă Îl vei lăsa să conducă. Poate ai impresia că doarme și poate ai impresia că nu te ascultă. Poate strigi către el și simți că nu-ți vine în ajutor. Poate simți că atunci când intri în odăița ta lângă patul tău, te pui și înaintea lui Dumnezeu și poate simți că cerul este închis și poate, parcă rugăciunea ta nu se înalță mai sus de tavan. Să știi că dacă ai impresia că el doarme, el este acolo. Chiar dacă aparent, poate pare că doarme. Era la cârma acestei bărci, era împreună cu ucenicii. Ucenicii s-au înspăimântat. Doamne, nu-ți pasă că pierim? De câte ori ai spus lui Dumnezeu? Doamne, nu-ți pasă că nu mai pot? Nu-ți pasă că durerea asta este mult prea mare? Nu-ți pasă că mama mea suferă foarte mult? Nu-ți pasă de lucrurile care se întâmplă în biserică? Nu-ți pasă de păstorul care face ce face? Nu-ți pasă de X de Y, fratele meu, de sora mea, nu-ți pasă, Doamne Iisuse, că mă rău de atâta timp pentru lucrurile astea. Nu-ți pasă? Chiar nu-ți pasă? Să crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este acolo. Doar trebuie să se ridice și să spună taci fără glas și totul în viața ta se va liniști. Domnul Iisus Hristos să te binecuvinteze și nu uita că Iisus Hristos vrea să folosească viața ta. Puneți la inimă acest lucru. Nu te înspăimânta, nu te tulbura. Că este o boală, că indiferent ce este, o tulburare, că te amenință, că te dă afară de la locul de muncă, nu te tulbura. Ai pace în inima ta că Isus Hristos este la cârma vieții tale. pune la inimă acest lucru. cheamă pe Dumnezeu în viața ta și spune lui Dumnezeu că vrei cu toată inima ta să te încrezi în Dumnezeu. Și dacă ai anumite lucruri care vrei să le povestești, poți să-mi lași un comentariu și poți să-mi spui acolo și te voi ajuta atât cât pot și după priceperea și după înțelepciunea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Dumnezeu să te binecuvinteze. Nu uita să te abonezi la acest canal dacă încă până acum n-ai făcut-o. Dacă ai făcut-o, îți mulțumesc frumos. Să știi că lucrul acesta îl vei face pentru întărirea ta spirituală. Tot ceea ce îmi doresc prin aceste materiale este ca sufletul tău să se întărească în Domnul Isus Hristos. Să fie un suflet binecuvântat, întărit și tu la rândul tău să poți face o lucrare dincolo de care vrășmașul să aibă decât de pierdut. Îți mulțumesc dacă te-ai abonat la acest canal. Dacă nu te-ai abonat, abonează-te. Apasă pe subscribe, apasă pe acest clopoțel ca să poți primi notificări de fiecare dată când voi încărca cât un material. Deși cam ora 9, 9 și jumătate îmi propun să pun câte un gând de 5 minute. Lasă un like și lasă un comentariu cu ceea ce vrei ca Dumnezeu să facă în viața ta. Dumnezeu să te binecuvinteze. Cu voi a fost Daniel Popescu, iar noi cu ajutorul lui Dumnezeu ne vedem mâine.